Iată. 3, 2, 1. Foaie verde de mohor, lună plină în vărsător, bună dimineața, Dan. Bună dimineața, Jane. Să trăiești, să înflorești. Hai că demarăm și noi proiectul nostru, exact. Măcar așa, pe calea undelor ne vedem și noi. Exact, așa. A venit momentul să lansăm și noi așa o chestie, că tot râde lumea de noi sau cu noi când mai vorbim așa și am zis, măcar hai să... Nu m-am prins acum dacă lumea râde de noi sau râde cu noi. Eu... Da, da, încă nu m-am prins, știi? Adică cred că combinație. E combinată, da. Ce faci, drăguțule? Ce ai făcut de portal? De portal m-am dus, m-am întors, așa. M-am luat niște țoale la reducere. Și așa, m-am zis că erau țoale la reducere. Auzi, mă, te-a tras curentul? Da, nu, că mi-am pus dopuri. Eu mi-a zis Claudia să-mi pun vată în urechi. Da, vată în urechi. Când trage curentul. M-am învățat când merg prin portaluri de astea, trebuie să-mi pun vată, că trage curentul când intri. Și că vin imigranți de ăștia ilegal din trecut, știi, și trec așa și fac curent. Da, fac curent. Da, ăștia care trec ascunși pe acolo, underground, și da, când se duc spre Nirvana, mai trec unii viteze, știi. Și... Așa, așa, am văzut. Aratează ieșire. Nirvana 2150 de ani, cam așa e. Exact. Ce zi Da, eu mă duc doar la cumpărături, știi? Da, mă duc până la cumpărături. În alte planuri sunt reduceri, știi? Da. Și că e Buddha la reducere acolo, are un casic de un mic Buddha, da. Da, așa. Ce vorbim noi azi? De ce ne luăm? De cine ne luăm azi? De cine ne luăm? Păi am zis așa, vorbim noi așa în privatul nostru, pe portalurile noastre, că am zis să vorbim așa, de facem niște emisiune lunară, cel puțin lunară, să vorbim și noi fiecare semn zodiacal așa, să luăm puțin la explicat și la ture, știi? Așa, un pic la ping-pong. Exact. Și cum azi e lună plină în vărsător, discutăm despre leu. Leu. Bineînțeles, este logic, nu? Despre leu. Deci, da. Apropo, ce făceai pe 1 februarie când era luna nouă în vărsător, unde e lună plină în vărsător azi? Ce am făcut și azi? M-am trezit, am mâncat, am stat la calculator. Ai mâncat bine? Mâncat bine, da, da, da. Băi, e soarele leu, adică te aranjași tu bine, frumos. Da, m-am aranjat frumos. Dar vezi, mi-am pus și un tricou roșu, am zis, bă, să fiu așa cu leu, cu... Ele cu galben, dar să fie așa mai colorat, așa puțin, da. Mai viu. Te-ai apărut din nas, tot în vechi. Da, tot, da, da. Așa că, na, să fim și noi așa un pic mai lei. Și diseară te duci în loft, da? Da, nu ne facem de cacao, dacă asta nu e marea frică a leului, să nu ne facem de cacao, da? Nu cumva să dea prost pe sticlă. Da, ce faci? Toată lumea se uită la noi, da, asta e. Așa. Tu cu intenții ceva, ți-ai pus vreo intenție de lună nouă în leu, lună plină în vărsător? Nu prea, știi? La mine știi cum observ că lună nouă, lună plină, o ia motanul pe ulei, o ia iunică pe ulei, da? Asta e foarte sensibil la lună, nu te mai înțelegi cu el, știi? Și atunci când îl văd că o ia pe ulei și devine sălbatic, ok, ce e, lună nouă sau lună plină, ok, știi? Eu personal lucrez mai mult cu... Să zicem, influențele astea personale, știi? Adică când e Revoluția Solară, Revoluția Marte, chestii de astea, tranzite personale. Mai puțin adică cu... atunci când se întoarce planeta lui X, la mine, cel, exact. La același grad ca la naștere. Da, e mai personal. Așa, lună nouă, lună plină, nu prea mai... Nu serviți. Am servit câțiva ani și m-am dus mai pe... Personal, așa. Mai pe personal, așa. Mai ok. Ți-am zis, acum lucrează motanul, cred că la asta el face. Am înțeles, ai dat lui, ai externalizat, cum să zic. Cu două, trei zile înainte începe să-i fileze o lampă, așa. Face, îi bate un ochi, așa, cu planeta. Dau seama, e ok, e moment. Trage dreapta, hă? Exact, da, nu te mai înțelegi cu el, mai sălbatic. Da. Tu lucrezi, faci... Bă, eu lucrez, eu fac, într-adevăr, cel mai mare succes în sensul tehnic îl au chestiile astea, revoluțiile solare. Nu m-am apucat încă să lucrez pe alte întoarceri planetare, dar uite, mi-ai dat o idee, mi-am notat-o, mersi, te pup, pa. Așa. Însă, la fel ca tine, cum făceai și tu pe vremuri, vreau să fac chestia asta, să reactivez într-un fel ideea de, cum să zic eu, băi, toate zodiile... sunt în noi, știi? Știi că la tine am auzit prima dată cu 1000 de ani la un festival ARE în care spuneai, atrăgeai atenția, bă, fiți atenți că zodiile se manifestă într-o casă și aia este manifestarea lor principală, știi? După aia guvernatorul e păcăliciu, așa îi spuneai tu atunci. Exact, da. Păcăliciu, pleci pe fentă cu guvernatorul. Și mi-a plăcut treaba asta și am preluat-o, știi, și am început să o lucrez.
Și ăsta e scopul meu, știi, când fac chestii de astea, lună nouă, lună plină. Bă, hai să vorbim azi despre arhetipul leului, da, care e în fiecare dintre voi, știi? Da, 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 tot timpul. Adică, se manifestă acum, mai puțin, bă, e. Acum de înțelege, faptul că nu lucrezi nu înseamnă că nu are putere metoda și momentul de lună nouă, lună plină, știi? Să nu înțelegem acum, bă, că eu nu fac asta și nu e o chestie validă. Nu, nu, e o chestie foarte ok, că până la urmă activezi. Toți avem un leu undeva, știi? Unii pe față, unii la fund, unii în portofel. Leu e acolo undeva, știi? Toți avem partea aia, marcajul de leu. Chiar dacă n-ai nicio planetă, el e acolo și funcționează. Știi? Și uite, putem pleca de la chestia asta. Băi, ce-ar fi lumea fără leu? Hai să ne imaginăm o lume fără leu. Da. Știi? Și mi-aduc aminte de un interviu. Nu știu dacă ai auzit de Ismo. Ismo e un mare comedian de stand-up finlandez care a emigrat în Statele Unite. Și a câștigat, a dat premiul de cel mai comic om din lume. Are niște poante super drăguțe, poate o să dau și un link acolo. Și el spunea, vorbea de Finlanda, știi, țara în care știi că am locuit. Și el întreba americanii apropo de ideea de bani, de showing off și de chestia asta. Și spunea, băi, ce în Finlanda, chestia asta nu există. Sigur că avem și noi milionarii noștri, știi, dar nu este un finish dream, adică cum e American Dream. Deci nu asta e ideea. Nu căutăm succesul, faima și nu căutăm să ne afișăm pe stradă, pentru că la ei, dacă se afișează unul pe stradă, știi, mai bengos, mai cum BMW, este privit foarte urât de comunitate. Știi? Aici mă gândeam, uite, o lume fără leu, fără showing off, fără spectacol, fără cum ar fi. Fără lui Vuitton. Așa, adică industria oglinzilor ar fi foarte mică. Botox, ar fi o lume fără culoare, până la urmă, știi? Și eu zic la fel, că ar fi o lume fără culoare. Că, vezi, leu este, din cele 12 semne zodiacale, este cel care are gradul de individualizare și concepție a eu, a identității personale la nivel maxim. Da? În leu noi ajungem să zicem, bă, eu sunt, da? Sub toate aspectele. Da, da, da. Da. E, fără acest leu, practic, nu ar exista această idee de indivizi, știi? Și am fi doar foarte mult conectați la grup. Da? Ne-am definit foarte mult prin familie, prin comunitatea în care facem parte, dar nu ar fi parte... Într-o conștiință de grup, cum s-ar spune. Da, da, de individualism, știi, de identitate. Și eu vă la fel, e începutul individualizării și eu îi zic la fel când îl predau, leu îi zic, bă, este începutul individualizării. De fapt, axa asta, leu vărsător, eu nu îi zic axa, care e tradiția în astrologie, axa creativității sau axa nu știu care. Nu, mă știu, da. Eu zic axa individualizării. Da, da, da. Omul versus grup, omul individual se duce în vărsător, unde se distinge ca dacă e în stare, dacă nu îl opresează vărsătorul. Nu. Da, vezi, dacă n-ar fi leu, n-ar fi nici vărsător, automat. Automat, ar mai dispărea și celălalt. Exact. Ce, bă, unde te duci să ai aici? Că murim amândoi. A plecat jumătatea, știi? Da, 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 exact. Nu te-a plecat că murim amândoi, da. Exact. Și, da, fără lei, lumea ar fi, cum zic, noi am fi, adică fără acest arhetip, fără această energie, nu ar exista gradul ăsta de individualizare, de particularizare și de entitate. Adică am fi mai mult ca un mușorul de furnici. Adică n-am mai mamă care secretă niște chestii chimice și noi am fi acolo, știi? Adică gândește că am trece de la rac, de la mama, la fecioară, direct la muncă, fără joacă. La muncă, exact. Fără să știi cine ești, fără știi, foarte asta de personalitate, identitate, știi? Da, și fără joacă până la urmă, nu? Da, e ca asta și din casă și ies afară în loc să mă joc, să ies lume să mă joc cu ceilalți copii, la... mă dau mare că tractorașul meu e mai lung decât tractorașul tău, am trecut direct la muncă și parcă am pierdut ce am știi cum e. Se salută lei? A. Bună mie! Sau cum era în ăla nasteriți? Ave eu! Ave eu! Ave da. Moa! Ave moa! Ave moa, da. Ave moa. Bună mie! Bună mie! Apropo, asta e un fel de parafrazare a cum se salută vrăjitoarele, nu? Tu ești bine, eu cum sunt. Da, da, exact, da. Așa și leu avem moa. Da, da, și apropo de partea asta, la unde m-am jucat și avem verbele alea zodiacale, știi, a leoni, știi, a fi cel mai tare din parcarea goală, te băga în seama atunci când lumea nu e atent la tine, da, asta înseamnă a leoni. A fi generos atunci când nimeni nu are nevoie de nimic. Nimeni nu are nevoie de tine, da. De aici derivă și expresia a leonifica, a ambala superb un rahat.
mai râd cu ăsta. Am bălat pe a Leonii, da? Și cum Leonifiș ceva, înseamnă că am bălat da, ceva. Da, da, da. Da. Bine, aici... are și partea frumoasă, adică da, da, nu, am nu. Și bancul ăla cu iepuraica și cu leu, știi, cu leuaica, cu iepuraica care se laudă că i-a făcut 24 de pui și o întreabă pe leuaic, tu cât ai făcut, fă? Unu. Și ea zice, păi i-am făcut unul. Păi, și numai unul, ce proast ești, nu știu, da, dar al meu e leu. Exact, cam adică, așa e, știi? Da. Da, e foarte interesant la partea asta, leu și racu au o caracteristică, e... Ia zic, cum o vezi tu? Leu și racu sunt cele două semne zodiacale guvernate de luminatori. Uh-huh. Și soarele și luna nu guvernează decât racul respectiv soare. Și atunci marcajul ăsta de leu și rac nu are capacitatea de a vedea din perspectiva celuilalt. Toată atenția este pe mine. Uh-huh. Racul, emoțiile mele, ce simt eu și practic nu cuplează la perspectiva celălalt. Iar leu este totul centrat pe el. Pentru că practic soarele care guvernează leu nu stăpânește decât leu, practic, nu are o altă perspectivă. De exemplu, restul semnelor zodiacale, geamănul și cu fecioara guvernată de Mercur, Mercur atunci are două perspective. Mm-hmm, exact. Da? Și practic geamănul se raportează la perspectiva cealaltă a fecioare și există această capacitate de a vedea dintr-o altă perspectivă. Exact. De asta, mai leu mai și racul văd doar raporta la lei și... De asta, cumva, la lei e și asociat partea asta de ego, Big Mama Ego. Da. Dar... Știi ce mă gândesc, apropo de ce ai zis? Mă gândesc la leu, mă gândesc la scenă. Știi, când ești pe scenă, dar pe o scenă reală, știi? Ai toate reflectoarele în față, tu nu vezi publicul, da. Tu nu vezi nimic, nu ești, exact. Cum ai spus tu, n-ai niciun fel de conexiune decât dacă vrei, dacă îți poți imagina, știi? Dar în restul te vezi pe tine și trebuie să faci spectacolul. Ești în propriul tău spectacol, ești prins exact. În propria ta rutină, partea asta de leu. De asta e foarte dificil uneori, pentru că raci și lei iau lucruri foarte personal. Mm-hmm. Asta e foarte greu să fii obiectiv. Deci la leu și la rac gradul de subiectivitate este maxim. E maxim, normal, e luminatoria. Da. Da. Și aici fac o paranteză, nu vorbim doar nativ lei, cei cu soarele în leu, ci marcajul de leu. Practic, unde e leu în harta ta este zona în care tu ești foarte subiectiv. Mm-hmm. De impresie că doar tu ești miezul lucrurilor și totul este legat de tine și se întâmplă numai la tine. Da. Altfel, leu, orice senz zodiacal când e echilibru, manifestă niște calități extraordinare. Problema e când sare din zona aia de echilibru și o ia fie pe blocare, a nu manifestă. Știi că lei, din perspectiva mea, sunt două categorii. Este leu șchiop și leu regele junglei. Uh-huh. Leu adică regele junglei știe prin definiții că e liderul. Bă, eu sunt, nu trebuie să dovedesc, nu trebuie să arăt, nu trebuie să... Eu nu trebuie să arăt că sunt alfa, eu sunt pur și simplu. Exact. Prezența mea, da? Iar leu șchiop e cel care nu crede cu adevărat că este și devine foarte demonstrativ. Și asta e partea aia de manifestare, să zicem, deficitară. Pentru că altfel, lei, ca și marcaj, arhetipul lui este un semn al generozității. Este capabil de acte de generozitate foarte mare, da? Singura condiție, să nu-i ceri. Să nu-i ceri, da? Da, da, da. Înțelegi? Pentru că ideea aia că e pe scara ierarhică, leu e sus ca arhetip, da? Partea de eu sunt pui de leu, da? Adică nu vine puiul de puraș, bă, dă și mie. Adică hap, te-am înghițit, știi? Nu-i ceri. Da, de altfel, el poate să fie extrem de generos. Da, și, da, da, da. Adică lei sunt... Orice semn zodiacal are foarte multe calități și creativitate, un marcaj al leului, partea asta de scenă, actorie. Da, vezi tu că gândește-te, hai să o luăm din natură, știi? Mm. În natură luăm o trupă, o patrulă de lei, un trip de lei, ce vrei tu, numai unul e alfa acolo, înțelegi? Da. Adică e o luptă interioară acolo și chiar când o să ajungem la Marte, vreau să te întreb că tu l-ai pe Marte în leu, știi? Mm. Și cum simți această luptă de a fi, că totuși e unul singur. Da, știi? Da, da. Nu poate să fie toți. Bă, uite, la noi în trib, noi avem vreo patru alfa, așa. Da, nu există, știi? Nu există. Alfa 1, alfa 2, alfa 3. În spate, în background, lucrează această luptă de, bă, cine e alfa? Și dacă nu sunt alfa, sunt halit. Da, și fiind semn de foc, e tema competitivității. Absolut. Dar nu, leu e care strălucească mai tare, știi? Care lumânare e mai șmecheră, știi? Când pui la biserică, să ai lumânarea mai, știi?
Bun, da, să stabilim la început. Deci primul punct al discuției aici la Biserica Leului, la Sfânta Biserica Leului, în Sfânta Zi de Foaie Verde de Mohor, este lună plină învărsător. Să stabilim, deci fiecare dintre noastre, cei care ne urmăriți, și noi suntem cei mai frumoși oameni din locurile unde ne aflăm, Leul este în harta dumneavoastră, în harta fiecăruia. Da, da, vedeți, da, vedeți pe unde este. Ok, și acum discutăm despre acest arhetip. Ok, așa. Da, am vrut să subliniez acest lucru cu... Foarte bine, ca să fie lumea, nu, lumea clară, știi? Așa, da. Apropo că, știi, că practic semnele zodiacale formează un cerc care se repetă permanent, da? Practic energia curge și practic Leu este un rac transformat, da? Da. Și e racul ăla care își dă seama că e atât de frumos, atât de sexy, atât de mișto, încât nu poate să stea doar cu familia. Trebuie să iasă în lume să arate că sunt foarte mișto, sunt foarte sexy. Deci e racul ăla care, care zice, bă, sunt atât de frumos, nu mă pot păstra doar pentru familie cei cunoscuți. Trebuie să ies pe scenă. Mă vadă lumea. Cum ziceau, se știe. Exact. Da. De asta și partea asta de rac, de leu, ca să, practic, fiecare semn zodiacal, ca să echilibreze, trebuie să integreze calitățile semnului precedent. Da, pe altfel n-are cum să meargă mai departe. E trecerea incompletă, știi? Și la leu trebuie să incorporeze corect partea de rac, de protecție. De protecție, securitate. Da, de protecție, securitate emoțională. Da? Pentru că altfel e... E vulnerabil. Da, da, și un leu care e dezechilibrat, e foarte foarte greu de gestionat situația cu el, pentru că orice chestie, în orgoliu se dezlănțuie, orice zici nu mai face sens, el devine extrem de subiectiv. Știi? Și atunci logica și asta nu mai funcționează. It's all about me, un atac personal, știi? Personal, știi? Da, adică cu alte cuvinte, ce zici tu este, mi-a plăcut mult ce ai spus, automat când treci dintr-o zodie trebuie să integrezi pe cea anterioară, pentru că altfel cea anterioară se poate deveni dușman. Deci dacă un leu nu și-a integrat foarte bine racul, partea de securitate emoțională, el devine vulnerabil, nu? Da. Automat de-aia leii sunt extrem de orgolioși, pentru că se simt atacați într-o parte în care ei sunt extrem de vulnerabili, sunt expuși, partea emoțională, exact, partea exact. De securitate personală. De-aia foarte... leu e oia pe câmpii. Da, și altfel, dacă leu, energia leului este echilibrată în hartă, practic acolo poți să devii, ești un lider născut. Da? În zona respectivă poți să devii, să zici, un formator de idei, de opinii, lumea vine spre tine, marcajul de leu atrage. Pentru că inconștient noi suntem atrași de alfa, noi suntem atrași de cel care inspiră putere, inspiră partea asta de eu sunt mama și tata vostru, dar fără să o demonstreze. Fără să o demonstreze, fără să o strige. Da. El e. Da? Sunt persoane și, de exemplu, persoane care au acest marcaj de leu într-un mod echilibrat și sunt oameni care atrag oameni în jur și ei doar zic, mergem acolo și nimeni nu comentează de ce, ce și cum mergem acolo. E chestia de încredere. E o energie pe care o transmit, o energie de încredere. Da. Și e locul în care noi avem partea asta de lider, de partea asta de inspirație și generozitate, pentru că generozitatea leului nu înseamnă neapărat financiar, nu mă refer la asta, ci pur și simplu el are capacitatea de a te ridica de jos, de a da din puterea lui, din liderul lui, din forța lui interioară. Da? Uh-huh. Adică un leu echilibrat vine și zice, ok, dacă eu pot străluci, pot și tu. Da, asta e foarte mișto. Și un leu te poate scoate dintr-un căcat, da? Adică tu ești jos, ești down și cu cineva cu energia leului echilibrată, doar prin simpla prezență te ridică și pe tine ca și stare. Da, da, da. Înțelegi? Deci dacă vedem un leu pe stradă care strigă că eu sunt leu, atenție, ăla e un leu echilibrat. Da. Vezi că în ăla nu poți avea încredere. Da, da, adică partea asta de leu, cum să zic, e o chestie de putere care, despre care nu se vorbește. Ea se manifestă, o simți prin toți pori, prin chestia de lider. E acolo. Te uiți la el și e acolo. Cu tine, da. Da, adică te duci la un doctor, știi, și un doctor care are marcajul ăsta de leu echilibrat, ai încredere de plină în el, pentru că e partea de te convinge, înțelegi? De încredere. Da, exact. Și de inspirație, te inspiră, te inspiră. Da. Îți dă și încredere și poate da și inspirație să mergi înainte. Da.
E foarte mișto că întotdeauna m-am gândit la chestia asta și poate te spui și tu punct de vedere. Leu totuși e zodie fixă, știi, față de Berbec, care e tot un lider, nu? Da. Berbecul pune mâna pe cuțit, bă, hai după ei, nu știu ce. Și se poate trezi singur pe câmpul de luptă, pe când leu e fix și susține, nu? E așa o văd ca Berbecul începe. Deci Berbecul inițiatorul. El hai la luptă, știi, și el se duce, luptă și găsește altă bătălie. Adică leu vine și... Adică partea asta fixă la leu este ca și cum strălucirea pe care o are, puterea pe care o are, nu variază. Deci în momentul când ajunge la acel punct de echilibru și el devine, să zicem, lider pe ceea ce face, adică ajunge la acel nivel de măestrie, așa vreau să zic. Am înțeles. Nivel de măestrie, chestia aia nu este fluctuantă. Deci o energie constantă, o vezi. Da. Un leu echilibrat vine cu energie constantă față de o berbec care vine cu... E pe heirup. Da, a venit, pac, a pus lucrurile în mișcare și și-a găsit altceva, a dispărut. Și a apărut în altă parte, înțelegi? Da, rămâne acolo, știi? Înțelegi? Și la fel și partea negativă e fixistă, da? O persoană orgolioasă e foarte greu să o schimbi, pentru că pur și simplu nu conștientizează. Deci partea aia de rac, leu, că ei nu poate să vadă într-o altă perspectivă, e foarte greu să iasă din zona asta de subiectivism. Înțelegi? E foarte, foarte dificil și de obicei se face la o anumită vârstă. Când treci prin viață, îți mai tai din coamă, mai rămâi fără și începi să zici, bă, stai că nu-i chiar așa, m-au tuns ăștia, știi? M-au prins și m-au tuns. Da. Și adică energia leului, toți o avem și ne ajută să ne individualizăm. Da. Practic, locul unui în hartă este punctul maxim de individualizare. Tu acolo, ființa ta strigă eu. Eu. Înțelegi? Ceea ce e bine, are o parte frumoasă. Ai nevoie. Și asta, ca să demitizăm un pic chestia aia New Age acum cu jos ego-ul. Nu, ai tâmpenii, n-ai cum. Exact. Aia cu jos ego, în momentul când mergi pe o cale pur spirituală, să o numim, în care renunți la lume, ca asta înseamnă nirvana, te întâlnești cu Dumnezeu și așa, renunți la lume. Zici, ok, eu am cu o lume, am fumat tot ce era de fumat, mă interesează să ies cu bărbosul la opere, da? Și da? Gata, autostrada soarelui nirvana. Exact, vreau treabă cu cel mare, restul nu mă mai interesează, da? Ei, în momentul respectiv când fac renunțarea la lume, da, ultimul pas este renunțarea la ego pentru a lăsa în urmă tot. Dar altfel, o iei pe ulei. Deci fără ego, pur și simplu nu poți trăi fără această identitate, pentru că ego îți dă motivația de a merge, de a face. Pentru că îți spune, tu existi, tu trăhănești, tu ai dorințe, dorințele tale, plăcerile tale. Altfel ajungi să fii fie influențabile către cei din jur, fie să-ți irosești viața, să nu ai curajul să faci nimic. Exact. Am sesizat și eu chestia asta, această evadare din cotidian, din viața care ne este dată, prin mai multe metode. Una e cea spirituală versus bani, versus materialul este nu există. Da. Dumnezeu ne iubește pe toți, ar trebui să avem toți așa, banii sunt dușmanii noștri, etc. Și a doua chestie asta cu ego-ul. Aoleu, huă, ego, jos cu ego, ego nu este bun. Păi și ce ai face? Dacă ți-aș lua ego, ai fi o legumă. Da, n-ai putea să existe, adică intri instant în depresie, pentru că energia leului este cea care ne ține departe de zona întunecată a ființei noastre, că toți avem dark side. Da, leul e făclia, e lumina, care zice, bă, coaie, ești. Da. Fă ceva. Ia, spune după mine, ești. Eu sunt. Da, eu așa. Sunt, da? Pentru că altfel ajungi să zici, eu nu sunt. Exact. Da, eu nu sunt ăla, eu nu sunt așa, eu nu sunt așa, eu nu sunt așa. Și știi care e moartea leului în ghilimele? Aici te uiți tot timpul la a optelea semn, de la semnul respectiv. Așa, ia să vedem. Și moartea leului sunt pești. Este pești. Este pești, da? Deci leilor nu mâncați pește, da? Nu mâncați pește, că na, și na, leii nu prea mănâncă pește, da? Da. Din câte știm noi. Da, ca arhetip, e foarte interesant. Leu este arhetipul individualizării, da? În care individul se manifestă pe declin. Peștii sunt ca arhetipul deindividualizării, cumva, dizolvării identității. Este arhetipul comunismului, ca să vorbim. Exact, e comunismul. Care toți suntem la fel, toți suntem plas, toți ne îmbrăcăm la fel, că oricum nu contează, că oricum există acolo un Dumnezeu care nu-l cercetăm, noi credem și suntem toți la fel. Da? Deci asta este
practic un leu cu o atitudine foarte puternică de pești, cu această atitudine, poate să devină foarte toxic pentru el. Chestia asta, știi? Adică ca arhetip. Energia asta, arhetipul ăsta peștilor vine și cumva distruge. Da, adică uniformizarea tip pește e chiar mai periculoasă, zici tu, fiind de casa 8-a, da, decât, o să zicem, oarece uniformizare pe care o propune ca agenda vărsătorul, zodia opusă. Da, vărsătorul nu, el nu e uniformizare, el merge pe grupul non-conformism, înțelegi? Da, vărsătorul, da, este un leu care nu mai vrea să fie primul, vrea să fie diferit. E leu care, bă, m-a săturat să câștig toate concursurile, să fiu number one, îmi inventez propriul meu sport. Mm-hmm. Înțelegi? Este ca și cum e o chestie, să zicem, o persoană adică foarte bună la matematică, da, da, foarte bună la matematică, ajunge la nivel maxim, ia premii, nu știu ce, și el trece pe vărsător inventând o nouă matematică, o nouă ramură. Aia e rolul vărsătorului, înțelegi? Da, da. Adică eu așa îl văd partea asta de... Și uite, de exemplu... Partea asta o văd și eu numai, că vărsătorul se referă și la grup, știi? Și la presiunea grupului care la un dat poate fi ucigașă. Da, pentru că știi care e problema aici? Leu în momentul în care devine non-conformist, pentru că leu în structura lui caută să fie conform cu ceilalți, să primească aprobarea instantă a ceea ce face. Corect, vreau să mă fac plăcut. Exact. Da? Da. Și vreau aprobare. Dar în momentul când mergi pe energia vărsătorului și inventezi ceva, în prima fază lumea se uită la tine ce dracu ești, ce vrei. Al cui ești maica. Da? Știi cum e Al Bundy, da? Actorul, da? Săracul după rolul ăla de Al Bundy, da? S-a chinuit mulți ani, n-a mai primit niciun rol. Pentru că nu putea lumea să spună că din chestia aia, el e Bundy. Da. Și el foarte greu și durează, știi? Adică chestia asta de a obține aprobarea la, da, vărsător durează. Și, da, apropo de leu și pești ca atitudine, de exemplu, pentru lei foarte toxic este să-și predea propria identitate în fața unui grup. Este foarte toxic pentru ei ca individ, cei care au marcaj de lei, să zică eu nu mai contez ca individ, ci grupul contează. Indiferent ce înseamnă acel grup, este foarte toxic. Și indiferent ce marcaj ai pe leu, dar să fie un marcaj puternic. Marcaj puternic, adică un marcaj, știi, cu cât e mai puternic, cu atât e mai toxică chestia respectivă. Și atunci, chiar dacă ai și marcaj de pești, trebuie să le echilibrezi. Dar altfel, dacă te predai cumva unei chestii de-astea a grupul în care toți suntem egali, toți suntem la fel, practic te autosabotezi pe tine. Da. Și da. E... Mișto. Și... Dacă ar fi să luăm acum planetuțele astea care, pe care le numim noi personale, că sunt foarte aproape de Pământ, știi? Exact. Da, da. Așa, și am începe cu, să zicem, cu Luna. Da. Soarele, am vorbit că Soarele e arhetipul, structura soarele noastră, arhetipul. E zodia care l-am născut. Soarele caută în noi identitatea și și-o găsește perfect în leu, perfect. Soarele leu, hai să vorbim puțin de Soarele. De ce? Pentru că Soarele ce dă? Dă autoritate. Mhm. Eu am soare în Capricorn, sunt Capricorn. Practic, eu am autoritate nativă pe energia Capricornului. Uh-huh. Da, știi cum e? E un fel de... Cum e leu, lider și nu trebuie să dovedească. Eu sunt Capricorn și nu trebuie să dovedesc chestia. Asta înseamnă echilibru. Înțelegi? Soarele îți dă partea asta de autoritate nativă. Și când ajungi la echilibru, tu manifesti acel semn fără mai căuta să dovedești cuiva că ești. Da? E ca și cum eu, ca și Capricorn, caut să te convin pe tine de planurile mele. Aia e o chestie în care nu am integrat Capricornul, energia solară. Da? Așa și Soare în Leu este momentul în care nu e echilibrat, el va căuta să te convingă cât de tare e el. Cât de leu e el. Că e cât de lider este el și că tu trebuie să-l asculți pe el. Și că, da? Și atunci apar probleme. Un cineva cu un Soare în Leu echilibrat, pur și simplu este... autoritate pe zona de leadership și îl asculți și știi că e alfa. Și știi că ai încredere în el și că el te va duce, te va ghida. Asta e partea de soare. Știi? Eu văd ca autoritate. Și zi tu la lună, cum e treaba? Așa, de lună, da, că ajungeți la mama lună. La lună mă gândeam exact la începutul discuției, ce povesteai tu, știi, cu integrarea cu integrarea racului. Cu nevoia de a integra ra ca să fie un bun leu. Și mă gândesc la lună, personajele pe care le-am întâlnit cu luna în leu au această caracteristică de mama leone, de, nu știu cum să zic, mama tuturor, știi, mai ales personajele feminine,
Da. Au această parte frumoasă de a fi mama leone, mama tribului. Bă, vedeți că eu sunt mămica aici, mă respectați, știi? Și, dar tot dintr-o nevoie de confirmare vine și chestia asta. Adică vreau să mă vedeți, am nevoie de confirmarea voastră emoțională, am nevoie de reflectorul vostru emoțional, am nevoie că, na, luna până la urmă reflectă nevoile noastre emoționale. Exact, asta e punctat foarte bine, că luna e nevoie, acolo e nevoie. E nevoie. Soarele așa e autoritatea. E o nevoie și da. Soarele e nevoia de autoritate. Mm. Da. Și luna e o nevoie, nevoia de... De cum se zice, scenă. Securitatea emoțională. Nevoie de scenă, nevoie de validare. Fiind în leu. Fiind da, în da, luna în leu vorbim, da, da. Exact, luna. Exact. De? Numai că nevoia de validare acolo la lună față de soare vine dintr-o altă nevoie, dintr-o nevoie de siguranță personală. Da. Adică dacă sunt validat, mă simt bine, mă simt exact. În siguranță, mă simt ok. Da, și la luna în leu e foarte important integrarea racului corect, pentru că luna guvernează exact. Semnul racului, știi? Și de acolo își trage cumva energiile și vine în leu și zice ok, hai să vedem care e treaba, știi? Da. Și la luna în leu e nevoia asta de afirmare, nevoia de a fi în centru atenției, ceea ce este ok atât timp cât abordarea este cea corectă. Ce înseamnă asta? Marea problemă la lei este ceva de genul, și mai ales luna în leu. E ceva de genul, ok, dați-mi premiul Oscar și eu fac filmul de Oscar. Da? Adică invers. Asta e abordarea. Ok, dăm premiu, dăm bonusul și eu fac chestia aia. Condiționează orice acțiune de un premiu. De premiere. Și asta este abordarea toxică. Pentru că în lumea în care trăim, zice, cine dracu ești tu? Du-te în pana mea, ai ceva, n-ai făcut nimic. Da? Și atunci vine altul, face filmul, ia Oscarul și tu zici, mamă, puteam să iau și eu Oscar. Ce tare eram. Și eu aș fi putut să fac. Băi, ai făcut, n-ai făcut. Da? Da. Și atunci e foarte ok, mai ales pe luna în leu, să-ți obții partea asta de recunoaștere. Poți să fii cât de tare vrei tu să fii, cu o singură condiție. Fă ceva constructiv pentru a primi acea validare. Doar cerând-o, devii foarte stresantă pentru ceilalți. Stresant. Poți fi bărbat sau femeie. Înțelegi? Da. Dar tu o vezi, să spunem, mai creativă decât mai creativă. Nu știu cum să spun. Pentru că atunci luna e foarte basic, foarte primară. Nevoile de natura bază. Noastră primară. Și nu știu cum ar putea, ce exerciții de dezvoltare personală îi dau unui personaj cu luna în leu. Eu le dau, spre exemplu, să fac actorie. Da. Aia la leu e by default, actorie, ca by să învețe să intre, să iasă din rol, Știi, pentru că trebuie să iasă exact și am mai observat o chestie, știi, există niște issue-uri de putere cu mama acolo, mămica, normal, luna, mama, etc., da. Leu, clar, și de obicei, na, rar găsești o hartă fără luna lovită, că de... Da. Freud săracu n-a trăit degeaba, nu? Exact. Și de aia, ca să iasă din tiparul ăsta, din arhetipul ăsta de luptă de putere cu mama, mama care m-a oprimat, mama care era mai alfa decât mine. Da, da, problema persoanei cu luna în leu, pentru că luna în leu două să bine aceeași teacă nu intră. Luna în leu intră în competiție din start cu mama. Exact, cu exact. Tata pentru poziția. Deci oricum ar fi mama, tata, da. Copilul cu luna în leu vrea să fie mai șmecher din mai start. Mai șmecher decât mama. Înțelegi? Da. Și de aici apar problemele, pentru că copilul practic nu mai ascultă ce zice mama, tata, zice bullshit, eu știu mai bine. Eu știu mai bine, da. Mi-a adus atingere. Da. Și regula de aur la... Les majestate. Exact. Adică am lucrat foarte mult cu partea asta de profil copii, părinți și regula de aur la luna în leu, de exemplu, marcaj de leu, este pentru părinte niciodată să nu-și critique copilul în public. Aha, aha. Foarte toxic. Foarte mișto. Deci, public înseamnă încă o persoană de față. Da, deci da. Chiar și ambii părinți, dacă își educă copilul, copilul are o reacție de respingere. Mama trebuie să ia separat, tata trebuie să ia separat. Pentru că între patru ochi cu un leu poți să zici ce vrei, nu reacționează. Dar da. Dacă mai apare un canar, un papagal în colivie, o pisică, cineva, gata. E public. Mă e faci public. De căcat, mă faci de rușine, nu mai contează ce spui, tu, eu mă simt atacat. Și atunci pentru părinți e foarte important să lase odrasla să se manifeste, ajunge acasă, între patru ori poți zici, bă, uite așa, 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 da? Și atunci va asculta. Dar dacă îi tai macarona în public și faci observație, el va respinge și va deveni dușmanul tău. Pentru că tu l-ai făcut de căcat.
Pentru că copilul cu marcaj de leu așteaptă de la părinte un lucru de bază, să nu faci de căcat, să nu faci de rușine. Da? De-aia sunt copiii care se uită și la părinte, dar cum? Nu vii cu mine așa îmbrăcat, nu, cum poți să apar tu, că nu ești pe chestia. Nu dau bine cu tine. Da, da, e regulă. Da. Iar pentru mai ales femeile cu lună în leu, e chestia asta de alpha woman, știi, de competiții și de a fi, știi, și de asta așa atrag foarte ușor. Da, da, dă din coadă imediat, cam așa, mama, mama leone. Și o altă dambla la partea asta de leu este că șofură, știi cum șofură cel mai adesea? A. Se pupă pe mușchi și zic eu pot. Și leul trebuie să înțeleagă, dacă poți, nu înseamnă că trebuie să și faci, că e bine pentru tine. Da? Păi eu pot, cum? Să-ți arăt eu că pot, cum? Și atunci ajunge să facă tot felul de căcaturi, tot felul de chestii care nu au treabă cu persoana lui. Mi-aduce aminte de un citat, acum o să aminte. Leul este lezat de propria sa personalitate, așa precum pe un câine îl enervează coada proprie. Exact. Și mi-aduce aminte de ce ai zis din aur. Exact. Să fii lezat de propria ta personalitate. Exact. Da. E foarte important partea asta de gestionare. Practic la leu, ca să lucrezi leu, trebuie să înveți să-ți gestionezi reputația. Și pentru, de exemplu, un copil care are marcaj de leu, e bine să faci o educație în care să-l înveți să-și gestioneze reputația, în care poți să-i spui, ok, poți să te faci cunoscut ieșind în curul gol pe stradă, da? Dar oamenii râd de tine, tu devii cunoscut, faimos, dar nu pentru ceea ce îți dorești, sau poți să faci ceva constructiv încât la chitară, faci ceva și îți obții aprobarea și ai satisfacție. Asta e, adică managementul reputației. La leu e chestia de managementul reputației. Și tu cum ai face? Cum ai propune? Că aici la management, dacă stăm să ne gândim și o luăm tot astrologic, ai zis că moartea leului este peștii, da? Da, da. Atunci managementul leului ar fi taurul. Da. Casa 10-a, nu? Da, casa 10, da. Pentru că cum ajută taurul? Taurul vine și zice, bă, care e profitul? Ce ai de câștigat? Exact, exact. Ce ai de câștigat? Și asta e foarte important, știi, pentru pe care le avem. E ca și cum leu, taurul vine și zice la leu, bă, tu te dai în spectacol, eu știu că tu vrei să te dai în spectacol. Bă, dai ceva de câștigat, nu? Show me the money. Exact, dar nu neapărat profitul sub formă materială sau non-materială. Un profit oarecare. Un câștig, un câștig de imagine, un câștig financiar, o chestie care să nu pedalezi în gol, înțelegi? Da, care să dea senzația de management, bă, eu fac ceva aici. Da. Nu, pentru că merg cu hidrobicicleta. Da, mai ales luna în leu, că vorbim de luna în leu, e nevoia asta de imagine frumoasă. Uh-huh. Da, e nevoie fundamentală ca lucrurile să fie frumoase, strălucitoare, de la haine, de la mobil în casă, la mașină, shining, aranjate bine. E nevoie de imagine, lucrul să dea bun. Chiar dacă noi trebuie să ne luăm o mașină frumoasă, mișto, chiar dacă noi mâncăm iaurt pe urmă și nu avem bani de benzină, nu contează, dar să fie... Dăm bine. Da? Și asta e o chestie de falsitate interioară. Pentru că o altă caracteristică a leului este nevoia de autenticitate. Mm-hmm, mm-hmm. Da, are axa. Da. Și la lună în leu, nevoia fundamentală este de a dobândi acea autenticitate. Asta e provocarea ei. Da, dar asta înseamnă să nu se mintă. Mm-hmm. Și mai ales pentru copil, să nu fie mințit. Da, să nu fie o tobă seacă și să nu fie în spate o goliciune, un vid. Exact. Știi, doar haine, doar imaginea. Tu trebuie să imaginea, exact. Înțelegi să fie pe bune. Și consistență. Și vorbim de taur în casa 10 a leului. Deci, adică taurul vine și zice, bă, îți iei Dolce & Gabbana chestie, dar eu știu că mai ai încă de 100 de ori suma aia în cont și atunci mărunțiși, îți iei chestii scumpe. Vrei tu. Da. Dar nu faci credit să-ți iei Louis Vuitton. Exact, și rămâi în spate, rămâi cu un vid. Tot gol rămâi. Uh-huh. Aia e foarte, foarte important, știi? La partea asta, de, mai ales luna. Luna e nevoia fundamentală, cum spuneai și tu, știi, și e foarte... Da, important. Mișto că, uite, în discuția asta realizez faptul că și tu și eu lucrăm cu un arhetip al unei zodii, nu numai cu el per se, ci și cu zodiile care îi compun, care îl descriu cum ar fi. Casa 8-a, cum ai zis tu, moartea leului. Poate se susțin. Aha, da? Aha. Da. Gândește-te că zodiacul în forma actuală este o chestie temporară.
De corect. Este de dată de rotația Pământului în jurul Soarelui, noi percepem noi Soarele pe cer, da? Da, da. Ei, da. La un moment dat, această orbită s-a stabilizat, generând aceste raporturi, da? Încât a apărut acest semn zodiac cu 12, exact. Da? Cu această durată. Da? Da, da. Acum milioane de ani, Pământul se învârtea în jurul Soarelui cu o altă durată. Uh-huh, da? Uh-huh. Și era altă poveste. Știi? Dar ideea că nu au apărut întâi Berbecu, urmă Taur, nu? Ele au apărut simultan. Simultan, da. Simultan și se susțin. Înțelegi? Deci au apărut ca un echipament cărți, complet. Da? Exact. Da. Adică nu e că poți să iei Taurul și, sau Leu și îl separi. Nu, el, Leu există datorită celorlalte 11. Datorită celorlalte componente. Exact. Și da. O chestie simultană, adică nu poți exista separat. Știi? Da, ca un agregat care funcționează și unde exact. Fiecare piesă depinde de cealaltă și o susține exact. Sau, mă rog, o perturbă în funcție de necesități. Exact, nu poți să o scoți. Și de asta, adică, da. Privirea asta, eu așa văd o chestie holistică, știi? Întreg zodiacul trebuie, orice semn zodiacal ți-l explici prin celelalte semne zodiacale. Mișto, mișto că ai scos în evidență chestia asta, știi? Mm. Pentru că se pierde, ai văzut, în astrologia asta de almanac, se pierd foarte multe chestii care sunt foarte drăguțe și foarte tehnice. Da. Da. Și fiecare semn îl influențează sub o formă sau alta pe celălalt. Pe celălalt. Exact. Printr-un anumit unghi, printr-o anumită stare, poziție socială, să spunem, scop, agenda. Da, exact. Da. Hai să trecem la următorul prieten al nostru, prietenul copiilor, nu? Mercur Hermes Trismegistos. Da, da, da. Facem cu domnul care vorbește tare. Da, voi. Da, Mercur în Leu. Da. Ei, la Mercur în Leu e... Meteahna cea mai mare este că, Doamne ferește, să spui că nu are dreptate. Aole, Doamne! Da? Chiar când n-are dreptate. Da? Da. Deci, la Mercur în Leu, cea mai mare gafă, că n-ai un șef cu Mercur în Leu, chiar dacă spune prostii, taci din gură. Da, deci sfat pentru Doamne, dacă vreți să vă enervați bărbații, dacă au Mercur în Leu, spuneți-i că n-are dreptate. Exact, chiar dacă are dreptate. Ați câștigat bătălia, s-a enervat, iar bărbații știți că nu poate să-și întrebeze eventual că mai e o altă persoană de față, eventual că mai e altcineva de față. Aia e, că mai e cineva de față, da. Taci, dragă, că n-ai dreptate, uite ce zice Domnul. Da, da, înțelegi? Doamne, notați-vă, da? Da. Ei, partea bună la Mercur în Leu că îți dă o gândire foarte pozitivă, foarte constructivă și cum zic, adică foarte, stabilă, foarte stabilă, adică gândurile nu joacă în cap. Da? Sunt acolo, rămân, bune, rele, fixă, e o chestie de stabilitate, de păstrează aceeași opinie pe o durată de timp mai îndelungată și poate să construiască în jurul unei idei. Înțelegi? Plus că Mercur în Leu are partea asta de vorbe, de șarm, te cucerește. Prin are vorba la el. Te convinge. Are verbul la el întotdeauna. Da, sigur că da. Are acest speech. Deci atului principal e speech-ul inspirațional. Doar că înghite microfonul, știi? Ai, da, doar gura-i de el. Da? Nu foarte grav, dar... Știi, dacă nu... Reacția audienței nu e cea... care este dorită, își strânge catrafusele și tace, știi? Adică un Mercur în Leu poate să leu. Tacă brusc. Da. Dacă vede că audiența nu reacționează. Știi? Deci e practic stimulat, dacă la lună e o nevoie, aici stimularea vine din partea audienței. Adică mental, exact, comunicare. Voi vorbi când sunteți toți gata să mă ascultați. Mm-hmm. Da. Da. E o chestie, o minte foarte pozitivă, adică foarte sănătoasă. Adică cineva cu Mercur în Leu, dacă e cât de cât echilibrat, are o sănătate mentală foarte, foarte bună și poate să susțină foarte multe lucruri cu o energie pozitivă, dar nu în sensul, totul e mișto, totul e fain, de a vedea oportunitatea, de a vedea partea bună. Dar nu hiper, vai mișto, e de căcat, dar uite, chestia asta e bună, hai să ne agățăm de chestia asta. Adică nu-l vezi exaltat, îl vezi doar pozitiv. Îl văd foarte, foarte echilibrat și echilibrat. Poate să... Știi, așa, fix. Așa. Exact. Da. Și poate să aibă o generozitate în aprecieri, Mercur în Leu, adică el te poate face să te simți rege. Da, asta e marcajul al Leului, generozitate. Da? Mm-hmm. Adică el are chestia, el să zicem, e o persoană cu autoritate, cu o reputație extraordinară. Tu ești pe românește chiar apule, scuze de expresie, da? Da. Ei, el are această capacitate, vorbind cu tine, de a te ridica și de a te face să te simți la fel de important. Îți împărtășește din, să zicem, reputația, din faima lui. Are această capacitate.
Da. Înțelegi? Tu, în acel moment când tu dialoghezi cu acea persoană, da, tu simți, cum zic, e ca și cum simți că ai putea să crești. Uh-huh. Asta e o calitate extraordinară a leului și Mercur în leu, pentru că cu ajutorul cuvintelor el poate să crească oameni. Poate exact. Să-i dărâme. Exact. Pentru că leu își căp și zice, eu sunt cel mai deștept, cel mai șmecher, voi sunteți niște proști. Și atunci, cum vine cineva mai deștept, cum e de la joale? Da, da, da. Dar dacă este echilibrat, știe valoarea, atunci el poate să crească foarte ușor. Da, foarte interesant ce zici și ne raportăm acum, eu mă raportez la chestia asta pe care am observat-o, în general o caracteristică a zodiilor fixe, care de fapt își păstrează natura lor, nu ce e zodia fixă, exact. E mijlocul anotimpului, care susține activitatea unui anotimp. Exact. Unul începe, unul termină, ăsta o susține și automat leul prin chestia asta poate să susțină. Deci, dragilor care aveți mercuri pe acolo, să știți că puteți susține prin vorbe. Așa că, cirap. Da? Cirap și un pahar de cabernet. Mai e un secret aici. La Mercur în leu. În momentul când inițiezi un dialog cu cineva cu Mercur în leu, este bine să începi cu ceva pozitiv. Aha. Aha. Și cu apreciere sinceră. Adică dacă, sau de exemplu, șeful tău cu Mercur în leu, zice o trăsnaie. Nu zice, șeful, n-ai dreptate. Zi, ok, șeful, foarte interesantă ideea. Hai să mă gândesc puțin, ok, foarte fain, ok, chiar sau, apreciez, dar. După aia. Da? Da. Pentru că leu are, ca arhetip, el în prima fază trebuie să vină validare. Mm-hmm. Dacă nu iei, adică la leu contează cum spui, nu ce spui. Adică leu se simte foarte bine dacă îi spui idiotul dracu. Înțelegi? Da. Da? Pe de o parte, mintea lui zice, bă, ăsta m-a înjurat, dar mi-a zis așa frumos, m-a simțit atât de bine. Da, 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 da. Aveam un inginer pe șantier care îmi zicea, băi Ioane, bă, când te văd așa de prost, mă, tată, mă. Știi, da, era... super pe el? Nu puteai să te super. Mai cum să te super pe el? Bă, când te văd atât de prost. De asta la Mercur în leu e foarte important tonul, abordarea, cum inițiezi dialogul și cum răspunzi, pentru că el contează foarte mult partea de respect, da, partea nu tragi de șireturi, oricum ar fi, știi, adică e chestia asta, de, mai ales când sunt alții de față, știi? Da, pentru da. Că altfel devine reactiv. Altfel da. Devine reactiv și mușcă. Da. Deci, dacă ai avea tu Mercur în leu, ar trebui să deschid orice discuție. Băi, Dane, bă, mi-a plăcut foarte mult ce ai zis. Da, 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 super mișto. Da. Și aș vrea să discutăm despre următorul subiect. Exact. Apropo, n-ai dreptate. Da. Dar important este că... Da, da. Da, da. Și înainte de a trece la următorul subiect, vreau să spun că n-ai avut dreptate. Că n-ai avut dreptate. La următorul subiect. Exact, da. Că era să uit, da. Da, era să uit. Ești prost, dar mergem mai departe. Da, lasă chestia asta, da? Trecem da. Mai departe la Venus. Da, la relații. La Venus. Hai să luăm pe tanti Venus, că nu se mai poate fără ea, nu se poate. Bă, care e mărul lui Venus, că eu nu m-am prins până acum? Bine, m-am prins, nu, dar mi se pare că numai berele aduce, știi? Cu atracția ei, cu zona de atracție, cu nevoia noastră de plăcere, de... Hai, plăcerea. Hai cu plăcerea, exact. Plăcerea, cu satisfacția. De ce satisfacția. Cu dorința, da. Pentru că fără dorință, fără... nu neapărat nevoie, adică relația între Luna și Venus se văd așa. Luna e nevoia fundamentală, instinctuală, da, Venus da, este nevoia gândită. Nevoia gândită, exact. Nevoia da. Realizată. Exact. Și adică Luna leu vrea atenție la un nivel instinctual, vrea pe scenă la un nivel instinctual și de multe ori nu realizează ce face da. Și ajunge în centrul atenției. La Venus este o chestie, vreau pe scenă, dar în anumite condiții. Adică da. Să revenim la ce ai zis tu adineauri, Luna este nevoia fundamentală, bă, mi-e sete, trebuie să beau apă neapărat, pe când Venus este plăcerea conștientizată, da, da, aș bea un suc de portocale. Exact, educată, influențată de ce știi, da. Ce cunoști, toate exact. Lucrurile astea. Ce mai întâi ce ai experimentat, ce... Exact. Aha. Și Venus indică și partea asta de exprimare afecțiune, modul în care iubim, da? Și la leu e chestia de I'm number one, da? Deci, ca bărbat, femeie, trebuie să ai un partener care te ridică în slăbi. Nu te ridică... Cum zic maneliștii, ești number one-ul meu. Exact, exact. Păi, da.
Și aici e marea problemă, că de multe ori persoanele cu Venus în leu și o fură pentru că intră în relații cu cineva incapabil să aprecieze. Și așteaptă, tot așteaptă, ca Gicu, ca Gica să hai că să zic că mă iubești, zic că mă iubești. Zic că e cea mai frumoasă, zic că e cea mai deștept, zic că... Indiferent dacă partenerul te iubește sau nu, dacă nu-ți spune, egal cu zero. Da, da. La Venus în leu, dacă nu vii și aud că sunt minunat, minunat și nu-mi povestești și nu-mi faci capul mare, dar să fii sincer, că asta e regula la leu. Mm-hmm. Leu are o caracteristică, are abilitatea de a detecta minciuna. Că se lasă prostită e altceva, dar el știe că se lasă prostită, înțelegi? Da, are un simț care îi spune, bă, știu că sunt prostit, dar hai, continuă. Da, da, știi, după aia vine pe știi moartea leului, care ce fac? Aduc uitarea. Uită că ăla l-a prostit. Și l-a prostit. După aia, în timp, ajunge să creadă chestia aia, înțelegi? Da, da, deci dacă n-a ajuns să-l rănească pe leu, ăla îl poate prosti... Da, da. Adică leu, dacă când detectează minciuna, el trebuie să reacționeze, nu trebuie să rămână în acea minciună, pentru că a doua zi uită că e minciună și crede că e adevăr. Că îi place chestia asta. Asta e partea aia de umbră. Exact. Știi? Adică e te pupe mușchi. Știi? Venus în leu zice, bă, lasă că-l fac eu pe ăsta să mă iubească, să-mi facă declarații, să nu știu ce. Să mă aplaude. Și o ia în freză, în mod constant. Da? Da. Înțelegi? Da. Și automat e nevoia asta de a găsi un partener sincer care să poată să aibă capacitatea de a-i oferi acea iubire declarativă, dar sinceră. Nu suficient să o iubească. Sau să-l iubească. Trebuie să aibă și capacitatea de a exprima chestia. De a exprima chestia asta. Da. Deci, pe scurt, băi, aplaudați-l pe unul sau pe una cu Venus în leu, dar fiți sincer că... Exact, sincer. Știi? Dacă nu aplaudați, e nașpa. Dacă aplaudați în exces, tot nașpa. Tot nașpa. Deci aplaudați, în primul lucru. Da, aplaudați, nu prea mult. Aplaudați, dar fiți sincer că te-a prins. Te-a... Da, da, deci trebuie un training de aplaudat la Venus da, în leu. Da, da. Ce-i place, măi, Danule, unei Venus în leu? Ce-i place cel mai mult? Să fie cea mai cumoț. Cea mai cumoț, nu? Să fie cea mai bună. The best. Limbat. Of the best, da? Deci, la Venus în leu, partea asta de shining, strălucire, de a fi cel mai sexy, cel mai îmbrăcat bine, cel mai aranjat, cel mai... Și e o plăcere a imaginii. E o plăcere a imaginii în sensul în care contează cum arată. Da? Orice, de la un cadou, adică poți să iei și un rahat. Dacă e ambalat mișto, e fain. Dar dacă e o chestie foarte deșteaptă, să zicem un super telefon, dar pui o pungă. De la Mega Image, duci într-o pungă. De la Mega Image, înțelegi? E moartea pasiunii. Exact. Deci cum s-ar zice, poți să o ai tu cât de lungă vrei. Dacă nu, dacă nu e ambalată, nu e cu fundiță, nu. Și dacă nu e cu fundiță și cu o lenjerie mișto, niște boxer de aia așa mai sexy, bă, exact, păi, degeaba. Da, și, și mai ales la femei, partea asta de imagine la bărbați frumoși, da? Și chestii de astea cu mușchi să fie arătoși. Arătoși. Bine, să fie, știi? E bine să dea bine. Ceea nu e un lucru rău, e o nevoie, e dar un lucru rău. De ce? Problema este că elimină restul. Da. Devine criteriul principal, ambalajul, știi? Și atunci când desfaci în interior, mama. Așa. Și acum ajungem la perechea lui Venus, unde tu ești expert, că l-ai pe tata Marte în... Marte în leu, da. Marte cum în își leu, arată mușchii un Marte în leu? Da, mi-a dat mult de furcă și... Să te cred. L-am luat la pilă, l-a adresat. Așa. Da, l-am dat cu capul de pereți. Nu, vorbesc foarte serios. Adică modul în care mi-am dresat Marte în leu e de a mă înjura pe mine. Aoleu, ia. Cum sunt părțile astea din noi? Da? Ia, privește-mă în ochi și fii sincer. Cum ai făcut chestia asta cu Marte? Am uitat în oglindă și am zis, coaie, taci din gură. Deci în primul rând ai început cu coaie. Deci ai început cu un aspect pozitiv. Marte în 3 e cu mai spurcat la limbaj, știi? Nu, adică ai început cu o chestie pozitivă. Da, nu te-ai jignit, coaie, nu am zis altceva. Exact, n-ai zis altceva. Da. Bă. Nu, dar la propriu, adică foarte mult din am dresat Marte ăsta în leu este de a da peste bot. Pentru că leu practic e un leu, e o fiară. Așa. Ego care pândește și sare și imediat te învăluie. Și la Marte în leu știi care e chestia? Tot ce fac eu cel mai bun, restul ce fac sunt niște știfturi. Niște știfturi, sunt pămpălei. Da. Și nevoia, la Marte în leu, Marte ce indică? Marte indică motivația pentru a face ceva. Da, pentru a acționa.
Și la mine motivație e primul Oscar. E action. Am înțeles. Înțeleg. O simți. O da. Simți. Și atunci o cultiv în mod conștient. Da? Uh-huh. Adică am pus problema, ok, cum pot să-mi obțin eu acea recunoaștere a acțiunilor, acel Oscar, adică lumea să aprecieze ceea ce fac. Da? Așa. Pot să fac o serie de acțiuni de care nu-mi plac. Da? Sau pot să fac ceea ce îmi place într-o formă în care să-mi aduc acea apreciere. Înțelegi? Și aici la tine funcționează, te întreb pentru că tu l-ai, știi? La tine funcționează chestia asta cu prioritizarea, dați-mi întâi premiul Oscar ca să fac ceva? Nu, nu, sau... tocmai asta am schimbat, pentru că vreau premiul Oscar. Da? Adică eram foarte supărat că lumea nu descoperea așa spontan cât de mișto sunt eu. Nu venea fan curierul la ușă, bună ziua, da, nu, premiul, știi, adică vă rugăm nu, să filmați. Foarte frustrant, știi, chestia asta. Dar până am înțeles cu Oscarul și am zis, ok, hai să lucrăm la Oscar. Ok, vrei lumea să te aprecieze, ai nevoie. Și chiar ți arăt că am un jurnal în care lucrez și la un moment dat am lucrat pe tema asta, am nevoie de recunoaștere. Am fost sincer cu mine și am zis, eu am nevoie de recunoaștere. Da? Ceea ce facem noi acum, pentru mine e o nevoie de recunoaștere, pentru tine e o nevoie de recunoaștere. Absolut. Da? Altfel ieșeam noi la o bere și vorbeam noi. Și vorbeam de ale noastre. E o formă de recunoaștere, dar aleg să o fac într-o formă constructivă. Așa. Da? Că altfel mă duceam pe Pornhub cu barba și obțineam o formă de recunoaștere. Era da? O formă de recunoaștere, destul de bună chiar. Înțelegi? Da. Și de exemplu la astrologia, adică am ales conștient, ok, ce vrei, formă de recunoaștere. Și am zis, mă, eu nu vreau formă de recunoaștere TV Media. Eu am luat acum mulți ani decizia, eu nu vreau TV Media. De-aia nici nu a apărut și nici nu am avut prin 2008 o tentativă, nu mi-a plăcut. Am zis, nu aia e calea care vreau, pentru că am Marte fiind în casa 3, am nevoie de libertate de exprimare. Corect, corect. Eu zic ce vreau, când vreau, nu zici nimeni, zic horoscopul. Cunosc sentiment. Da? Și am încercat și am ales. Pentru că trebuia să încerc. Da. Da? Și am zis, bă, halt, pas. Da. Deci nu e de mine acolo. Da. Și atunci am zis, ok, și acum recent cu YouTube-ul și cu toată chestia asta a apărut oportunitatea de a mă manifesta eu. Știi? Înțelegi? Da. Dar am lucrat, dai seama că copilării, am avut și mamă leu, îți dai seama, ea soare leu, eu, câte meciu și câte acolo, care pe care, care alfa, care, înțelegi? Da. Și e greu Marte în leu, pentru că îți condiționează orice acțiune de reușită și frica de a nu te face de căcat. Da. Paradoxul, știi care? Mă uit în urmă, au fost nenumărate situații în care m-am făcut de căca la propriu. Adică în acea chestie că sunt face, tare sunt eu. Da? Adică m-am făcut, știi? Dar, da. Dar știi care e avantajul leului? A. Că vine cu chestia de autentic. În mintea ta te faci de căcat, dar ceilalți, chiar dacă nu ești conform, primești o apreciere. Da. Da? Deci, în realitate, eu nu m-am făcut, dar în mintea mea, raportând la cum ar trebui să, ce am zis, ce am făcut, cum am făcut, da? Înțelegi? Și mi-aduc aminte, în clasa noua, am făcut liceu economic și era prima teză la contabilitate. Și erau aspecte teoretice și era un factor, niște factori acolo și trebuia factor de eligibilitate. Și am scris factor de excitabilitate. Tot aia e. Așa. Da? Deci arăt și profesoara n-a zis cine a fost așa cu bun simț, că altfel mă făcea de căcat, eram, eu știam și eram tot, știi? Îți dai seama. Da. Înțelegi? Și aia copiind, deci nu că am știut eu, știi? Dar în grabă, Marte în 3 și retrograd de la eligibilitate, excitabilitate, că nici n-am văzut ce am scris, știi? Bă, foarte tare. Cu Martele tău în casa a treia, știi, cu leu, ce ai spus adineauri, îmi imaginam acum prima mea experiență la o televiziune. Cred că am fost la B1 TV, în fine. Și era horoscopul zilnic, nu știu cu cine era pe acolo. Și mi-aș plăcut să te văd pe tine în locul meu, că când prezentatoarea, care era și ea astrolog, așa, și acum haide să le spunem telespectatorilor ce tragedie, nu nenorociri, ce surpriză neplăcută îi așteaptă pe berbeci săptămâna viitoare. Și m-am uitat în hartă și am zis... Berbeciu, să aibă o săptămână excelentă. Dar aș vrea să te văd pe tine cu Marte în casa a treia, cineva să vină să-ți impună, așa, domnul Dan Ciobotaru, da? Deci, care sunt tragediile pentru semnul Capricorn de săptămâna viitoare? Da, am avut experiența asta la TV și eu prin 2008 am fost la nu știu ce emisiuni, nici nu mai țin minte. Da, ai avut-o?
Da, și eu, bineînțeles, la început ei ăștia cum vin? Cu, bă, spui ce vrei, inteligent, vrem, ne place, o chestie așa. Și după aia vin și zic, da, zici și horoscopul. Da, exact. Game over. Da? Eu nu fac pentru mine, nu scriu la fata. Luați de acile, hai. Adică, Marte în Leu e foarte orgolios pentru că... E un orgoliu bun, e un orgoliu frumos, e un orgoliu dacă autentic. Dacă e lucrat, dar dacă altfel lucrat, este da. Foarte devastator. De ce? Pentru că în momentul când faci ceva, dacă feedback-ul nu este imediat pozitiv, renunți. Aha, deci până și Marte în Leu zici tu că renunță. Da. Da? Adică eu mă manifest, da. Feedback-ul nu e cel așteptat, da. Mă retrag. Că nu vreau să mă fac de căcat. Am înțeles. Deci tot la imagine ajunge. Da, totul ce ține de imagine, înțelegi? Da, da, da. Da, da, am lucrat foarte mult pentru că, pur și simplu, altfel, trebuie să îmblânzești fiara asta. Leu e o fiară, ego e o fiară, da? Nu trebuie să-l omori, ci trebuie să-l dresezi. Doar să-l dresezi, ca și pe minte. Da. Mintea și ego-ul trebuie dresate. Da, trebuie dresate, nu lucrează împotriva. Da, și aha. La Marte în Leu e foarte important să îți găsești motivația asta de succes, să ai ceea ce faci, să ai succes. Adică pe mine nu mă satisface o chestie care să rămână doar pentru mine. Da, da, da. Nu am nicio motivație să studiez eu ceva doar pentru mine. Eu tot ce am studiat, invariabil, am transmis o formă sau alta. Da? Am pe blogul personal, am scris despre numere, am scris despre aia, bă, am găsit cartea aia, am studiat-o, mi-a plăcut, ok, uite, asta fac, asta drag, știi? Am văzut că mi-a plăcut că ai reiterat dialogurile tale cu planetele, acum da, am... Da, da, ăla e tot Marte, partea de creativ. Foarte de mișto, playing, foarte mișto, da. Înțelegi, știi? Da. Și e, dar e dificil, știi, mai ales pentru un bărbat să-l gestionește și un copil cu Marte în Leu, dacă are o poziție asta mai puternică, uh-huh. Foarte reactiv și trebuie să fii foarte atent la el. Știe? Dar altfel poate să facă multe chestii faine, că îți dă chestia de încredere. Adică mie Marte în Leu, bă, oriunde aș fi, mă descurc. Sunt eu, da, cu barba mea, nu ne descurcăm. Da. Adică, bă, e ok. Știe? Dar asta știi cum e? Mm. Pentru că am construit. Înțelegi? Adică mi-am construit partea de autentic interior. Bă, eu asta sunt, asta fac. Da? Adică de mulți ani am încetat să mai conving lumea de astrologie, să o convinc înainte să conving astrologia. Acum vedem cum. Nu-ți crezi că eu tâmpinii? Bravo, tată, să fii sănătos. Nu mă interesează. Să fii iubit. Da? Să fii apreciat, admirat. Treaba ta, ce crezi tu. Da. Asta e cu Marte în Leu. Am lucrat mult pe chestia asta, dar să știi că mă susține foarte mult energia asta, pentru că în relație bună cu nodul sunt în berbec. Știi? Și asta contează foarte. Pentru mine Marte e foarte important. Și apropo, de ce lucrezi tu eu lucrez pe revoluția lui Marte odată la 2 ani. Eu lucrez pe chestia și setez o intenție. Fac de câțiva ani și setez o intenție și crede-mă că funcționează cel puțin pentru mine, dar intenție foarte clară. Da, ce vreau să obțin, ce vreau să fac. Da, precisă, nu că vrei să obții bucurie și fericire. Fericire, nu știu ce. Da, tată, vreau să lucrez. Și să mă simt mai iubit de Dumnezeu. Da, da. Și intenția este raportată la revoluția lui Marte, la harta respectivă. Da, da, da. Unde e Marte, unde se plasează în revoluție, pe ce casă atunci lucrezi și funcționează, știi? Da. Pe zona asta. Foarte mișto. Uite, asta e un sfat foarte bun, știi, pentru oameni să studieze chestia asta sau, bine, să se preocupe. Că ai văzut, băi, apropo de Leu, știi, și de manele, că eu îl văd, partea lui de umbră e zona asta de manelizare, prezentare cu orice preț, hai să scriem cu orice preț, să scriem orice articol cu orice preț, să luăm fața. Like-uri, să dăm cât mai și că acum obțin like-uri multe scriind despre dezastre, știi, mamă, ce nasol și aolo și vai, cum o să fie și ba, pregătiți-vă că eclipsa, ascundeți-vă, pe burtă că trag ai noștri, aolo să moară măsa, știi? Da. Da. Apropo de asta, martele meu în Leu așa? Nu prea tolerează chestia de negativ. Că tot ziceai tu că leului îi place pozitivul. Da, adică și am observat la mine cum el mă duce tot timpul dintr-o chestie dificilă, într-un tranzit, o situație dificilă, când o explic să ofer niște soluții practice. Marte, fă așa. Deci am văzut și în consultanță și asta tot timpul, de aici vine chestia asta de, uite,
asta este o cale pozitivă, constructivă pentru tine, de a merge pe chestia de constructiv. Ce să faci? Cum să faci? Stai? Dacă tu ești la tot ce scriu și așa, vine cu chestia asta de, ok, vine aspectul ăla, e dificil, dar uite, dacă faci chestia asta, vei fi mai ok. Asta e Martin Leu, de a-ți oferi o nevoie, de a-ți oferi o acțiune, o soluție constructivă, pozitivă, care să te stabilizeze în primul rând. Foarte mișto, foarte mișto că ai zis chestia asta, că exact partea, să spunem, constructivă, nu-i zic pozitivă sau negativă, ci mergem pe partea constructivă a Leului. Asta o văd și eu, știi, atunci când studiez o planetă, cum ar fi Marte, știi, într-un semn, zic, băi, sunt două perspective pe care le văd. Unu, ce te motivează să pleci la luptă și, dar în același timp, și pentru ce lupți. Știi, trebuie, dar prezentând acum arhetipul Leului și văzând nevoia lui de a sta călare și de a-și face poze, poate suntem un pic mai atenți așa cum îl reglăm și cum ne poziționăm cu Oscarul, cu alea, cu luminile, cu reflectoarele, cu mașinile frumoase. E vorba de a fi autentic și de a fi sincer cu tine. Exact. Și de a fi sincer cu tine. Asta e mișto ce zici tu, știi? Autentic înseamnă să fii sincer cu tine. Până și mai e o legat de chestia asta, un sfat pentru energia asta a Leului. Ia zi. De a merge pe calitate, nu pe cantitate. Bravo, bravo. Asta, nu că bravo, am zis că am stat scris și eu exact în articolul de lună în 9 leu, am zis, băi, calitate. Calitate, nu cantitate. În serie. Da, adică pe mine personal mă interesează nu să am 1000 de like-uri la o postare, ci prefer să am 200, dar care știu de la persoane care sunt reale, autentice și pe care am o conexiune. Care chiar urmăresc și sunt interesați în ceea ce spui tu. Exact, adică care nu dau doar like simpatic și la și înțelegi. Adică tot timpul Martin Leu are partea asta de elitism și am mers pe ideea de cantitate și nu... de calitate și nu cantitate, nu exces, nu... Ea merge pe... Și mai e o chestie. Leu nu trebuie să cheme. Oamenii vin spre el. Și Marte Leu în casa a treia am zis, ok, eu scriu ce simt, sunt autentic și lumea va veni atât cât e nevoie și cât am nevoie și cât trebuie și fiecare va rezona. Fiind atras de energia mea. Și de asta eu de ani de zile nu mai fac niciun fel de promovare suplimentară pentru tot ceea ce fac. Da. Înțelegi? Aia e cât e, înțelegi? Dar mă interesează, pentru că am văzut că aia mă validează mai mult, mă simt mult mai, să zicem, mulțumit că știu că... Adică îți dau un exemplu. În trecut am mai făcut promovări pe Facebook la un articol, da? Uh-huh. Eu făceam întâi partea organică, veneau, să zicem, 200 de like-uri, e ok, să zicem, asta înseamnă vreo 500 de persoane care au citit și dacă au citit înseamnă că mă citesc azi, mâine, înseamnă că e ok. Uh-huh. Pe urmă am băgat niște bani pe reclamă și mi-au venit 2000 de like-uri, să zicem și așa, dar m-am simțit neautentic. La prostul satului. Da, știu ce zici. Adică, de ce dă, nu mă știe, n-a citit niciodată, dă o chestie, e chestie, eu am plătit pentru succes. Ăla nu-i succes. Da. Știi? E chestia, e plătești ca să ai succes. Marte Leu nu tolerează chestia asta. Adică, băi, trebuie să fiu autentic. Adică lumea să-mi apreciezi munca pe bune. Și asta e valabil la tot Leu. Înțelegi? Nu plătit, nu șpăguit. Înțelegi? Nu să bag eu acum bani să am tot timpul 50.000 de like-uri la fiecare postare, când în realitate... Promovez cu orice preț să fiu... Știi? Înțelegi? Asta e nevoia de a fi autentic pe marcajul de Leu. Și acum vorbește-mi puțin de nodul sud în Leu, care te caracterizează pe tine. Băi, vreau să zic că nodul sud în Leu întregește într-un fel cam tot ce am discutat noi până acum, știi? Adică eu mă regăsesc în toate chestiile astea și partea, deci tot ce am vorbit și despre lună și despre soare, mai ales că da, nodurile sunt combinația dintre lună și soare, știi? Și un pic din Venus și din Marte. Însă, cu ce vine partea de umbră, știi, a nodului sud în Leu, vine cu o zonă de un fel de vid, de nesătul, înțelegi? Și aici trebuie să fiu foarte atent, pentru că indiferent câte, cum zici tu, like-uri cutare, care vin pe bune, care sunt autentice, care sunt mișto și oameni care vin și îmi zic și sunt autentici, băi, ce mișto, ce frumos ești, ce cutare, în spate e tot o zonă de vid, știi? O zonă de mai trebuie și mai mult, încă nu este suficient, știi? Și asta e zona aia de vid de la nodul sud, de neîmplinire.
Știi? Și aici fac eu legătura cu ce povesteai tu când lucram noi doi și cu punctul de polaritate, adică nodul nord, unde trebuie să te duci, să faci excursie acolo, să te privești de acolo, să-ți vezi autenticitatea. Dar rămânând în leu, n-am cum să mă văd autentic pentru că eu am reflectoare în ochi. Și nu văd absolut nimic, să mă și în public să mă văd și de acolo. Nu știu cum să spun. Cam așa o văd eu, știi? Da, pentru mine nodul sud în ultimul timp, din punctul meu de vedere, cel mai important element din harta natală. Așa, că știu că tu ai acest din, acest din punctul meu de vedere, nodul sud ne arată adevărata noastră natură. Uh-huh. Adică asta este clar. În momentul în care dăm la o parte, emoțional, mental, cine ești tu? Fără discuție. Gol? Adică este energia cea mai apropiată, să numim, de sufletul nostru, de spiritul nostru. Da? Eu am nodul sud în berbec. Eu, cu adevărat, deep down, sunt berbec. Da. Adică în tot ceea ce fac, resimt acea nevoie de hey rup, de a grăbi, de a forța, da? Și practic, nodul sud, tu cu nodul sud în leu, de exemplu, că vorbim de leu, tu de fapt ești master of leu. Ești maestru leu și scopul tău în viața asta este să faci să funcționeze acest arhetip. Să funcționeze leu, dar să stăpânești. Echilibrat. Da, echilibrat. Înțelegi? Chiar dacă nu ai o planetă personală, chiar dacă nu ei se manifestă vizibil în emoțional, în mental, el e în spate. Mm-hmm. Înțelegi? Și e foarte, știi, foarte important să-l menții în echilibru, știi, partea asta de... Da, simt același lucru cu tine și asta generalizând, știi, când spun, băi, dacă vrei să cunoști o persoană cu adevărat, să vezi cum e, în primul rând te uiți la nodul sud, că restul hărții e păcălici, clar. Da, chestii sunt, dar nu reflectă realitatea. Nu reflectă realitatea. Realitatea ta este formată din nodul sud și casa 4. Pe mine, eu mă uit și la casa 4, ca să-l văd cum e, cum e el ca viață privată, știi? Adică regele, după ce a venit de pe balcon și bună ziua, nu știu, dă și el pijama aia jos, dă și el în chiloți, își desface o bere ca bandii, se uită la televizor. Adică așa-l vezi cum e el, de fapt, știi? În viața de familie și... Și îmi studiez întotdeauna, apropo de intimități și de treburi, nodul sud, care arată natura energetică, și casa patra, care arată pe el în pijama la televizor, știi? Exact, da. Da, aia e de treabă și mă gândesc așa la, acum, la impactul meu și influența mea cu martele meu peste nodul tău sud. Băi, impactul... De multe ori, poate nu e easy. Poate nu e ce? Poate nu e foarte easy pentru tine. N-a fost easy și ți-o spun acum bărbătește, n-a fost easy, într-adevăr, am simțit întotdeauna ca pe o provocare, știi, ca pe o... dar nu știu, dintr-un anumit punct de vedere te-am și simțit ca o figură maternă, pardon, paternă, să spunem. Cred că e capricornul ăla din tine. Nu știu de unde vine treaba. Însă zona de competitivitate n-am resimțit-o, sau de alfa, nu am resimțit-o cu tine cât am resimțit, ți-am zis, zona asta de father figure. Știi? Da. Te-am urmărit, te-am apreciat, te urmăresc, te apreciez, sper că nu te simți urmărit, da? Dacă te simți urmărit, bagă așa. Aici, în față. Da. Dar adică nu cred că întotdeauna o conjuncție sau, mă rog, un aspect Marte, nod sud sau ceva de genul ăsta cu Marte înseamnă neapărat conflict sau... Nu e vorba de conflict. La început, cu acest Marte, este, poate fi mai dificil de integrat când vine cineva cu Marte. Aha. Este nodul sud. Aha. Da? Pentru că Marte, oricine cu Marte, acolo nu lucrezi cu mănuși. Adică eu oricât de atent aș vrea să fiu, de exemplu, sunt momente în care martele meu poate să acționeze mai dur, mai tranșant. Nu. Știi cum? Acum mi-am să aminte de un exemplu celebru. Fratii meu are Marte, ghici unde? În Vărsător, fix pe nodul meu nord. Înțelegi? Da. Este exact ca în bancul cu iepurașul care a consumat ecstasy. Deci mă trezesc o palmă după ceafă. Hai să mergem la munte. Jeana, trebuie să facem aia, știi? Cu tare. Și mă trezesc în mișcare și eu mă uit la mine, de ce mă mișc? Știi? Adică mă... Te scoate din zona de confort. Mă scoate din zona de confort și mă împinge, știi? Da, uite, acum putem spune că cel care a inițiat mișcarea aceasta care va fi, să-ți dai seama că noi vom ajunge CNN, adică vom fi foarte cunoscuți. Deja știu la Hollywood unde mă mut, mi-am stabilit vila, etc., în urma acestor emisiuni, știi? Apropo de leu.
Însă inițiator ai fost tu aici, știi, mm-hmm. care a zis, hai, Jeanne, să facem. Exact. Deci ai venit, adică eu văd această forță constructivă a lui Marte, hai să facem. Și tu te pui în mișcare, te pui pe calți, ai luat spada și zic, bă, stai așa un pic, știi? Da. Eu n-am zis nimic, dar hai acum. Hai, dacă te ai, da. Dacă a venit Marte și a zis, da, da, hai la luptă. Da. Da. Și da, vezi, în situațiile astea, când vine cineva, o planetă peste nodul tău sud, tu percepi persoana prin intermediul acelei planete, dar așa cum e harta ta. Adică tu mă vezi prin natura asta marțiană, dar raportat la Martele tău natal. Care e în Săgetător. Da, partea bună că Săgetător, Leu, sunt pe același element și se văd bine, că dacă de erau disonante, tu aveai cumva o altă așteptare vis-a-vis de modul de, hai la luptă. De mine. De hai la luptă. Exact, da, de interacțiune. Înțelegi? Dacă aveai un Marte în rac, cred că sărai de cur instant când veneam eu cu Marte în leu și hai să, înțelegi? Așa Marte, da, așa Martele în Săgetător imediat preia, reacționează și zice ok, hai să... Hai să facem. Hai să facem, că Marte în Săgetător e născut pe cal. Uh-huh. Da. El e, da, chiar fătat pe cal, adică... Dar Martele meu în leu reacționează foarte urât la partea asta de dezechilibre, de rapaje ale leului, deci... Da, adică întrebarea mea era cum de mă suporți tu pe mine, că la mine este o oscilație foarte mare la nodul sud. Este o minus, plus, minus, plus, știi? Da. Și bănuiesc că Marte în leu, care are nevoie, dacă e să discutăm să facem metafora unei bătălii, nu? Marte în leu este un soldat care luptă și care are nevoie de o bătălie stabilă, adică se concentrează, zodie fixă, nu? Da, 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 da. Eu vin cu baleajul... ăsta, nodului sud, știi, și cu Marte în Săgetător, care e, da, hai să ne batem în altă parte, că ia uite ce-i pe acolo, știi? Da, ideea este că în situația asta Martele meu nu este afectat de nodul tău sud. În această combinație, doar nodul sud este impactat foarte puternic, are impact, înțelegi? Da, 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 da. Pentru că, adică, trebuie să fii foarte apropiat de persoana și să stai cu ea astfel încât tu să descoperi cu adevărat acel nod sud și să aibă impact. Înțelegi? Adică la interacțiunea noastră e mai mult Marte-Marte. Aha, care este... Indirect, da? Pentru că aia e energia, să zicem, acțiunii, da? Marte-Marte. Clar, clar. Și e o energie mișto până la urmă. Mie îmi place acțiunea. Adică, na, suntem bărbați amândoi și ne place acțiunea, ne place inițiativa, ne place... Un pic călare, un partea pic... asta de foc din noi, care cred de foc că din noi și râde lumea de noi, știi? Așa, exact. Sau cu noi, noi nu știm. Cu noi. Da, da. Adică noi ne-am propus în emisiunea asta să mai facem și un fel de stand, da, mai râdem, glumim, mai luăm niște portaluri de analizat. A, așa, le analizăm un pic. Asta e începutul așa să... Da, da. Apropo, după emisiune mă duc, mai ben și noi în șpizul, curățăm exact, portalul, da, că na, a fost aglomerație pe acolo, da, cu 8 august și da, chestia asta. Da. Bine, bă, Danule, bă! Da, hai că am fost umplut de sânge și leu. Umplut de sânge și leu, cum să zice, fecioară venim, da? Da, fecioară venim, ai grijă, fă curat, fă curat, da, șterge monitorul, că venim. Fă curat tot să fie curat, bec, da, că venim să facem mișto cât de curat e la tine în casă, da, și păi, acum... Coșmarul fecioarei, nu? Ca să facem un preambul. Coșmarul fecioarei, ca să curești ceva, trebuie să murdărești neapărat altceva. Exact. Fecioară venim. Da, da. Așa că urmează. Acum ne-am luat acest angajament, trebuie să facem chestia asta și vedem. Și voi, dacă telespectatorii, dacă aveți sugestii, ce să, cum să abordăm, ce să facem, nu că am ținut cont, dar măcar să vă simțiți că puteți să vă exprimați, da. Oricum facem cum ne taie capul, da? Poate, poate. Hai să vezi acum mesaje. Da, da, eu am ascendent în rac și ce da, fac. Da, da, eu cum ce e? Da, da, Leo, eu nu e așa. Eu tot timpul... Acum câțiva ani postam o chestie de la mulți ani când începea un nou semn zodiacal și am niște articole legate de partea aia de demonul fiecare zodie, ce e fiecare zodie, știi? Uh-huh. Și cele mai vehemente reacții și chestii de asta, dar acum ales niște prostii, da, erau la lei. Da? Mamă, când era chestia, dacă tu ești pe pagina pe Facebook, pe așa, când era la comentua, eu nu, că eu spuneam, leu e un rac care s-a transformat, e așa, vine de acolo, fac, nu, cum zici mie că sunt rac? Rock, eu sunt leu. Care băi? Da, știi? Care băi? Da, da, simpatici lei, știi? Da, e și ca să... o concluzie. Așa, zi tu concluzia că zic eu bancul.
Da, sunt cei mai ușor de manipulat. Păi, că-i gâdili în orgoliu, nu? Da, sigur, așa este. Așa. Ai dreptate. Perfect. Așa, ai dreptate. Bă, dar ce frumos ai zis. Da. Dacă ești și sincer, da. Înțelegi? El spune o poezie și tu îi apreciezi hainele, e sincer, l-ai apreciat, el crede că e pentru poezie și e ok. Da, foarte tare. Cum îmi zice Claudia, cele mai dragi cuvinte în viața ei, ai dreptate, iubita mea. Exact. Da. Gata, șahmat. Și acum să vă zic și bancul de leu, moare Gigi Becali și ajunge în rai și se duce la poarta raiului și bum, 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 bă, deschideți-vă de vă. În fine, iese Sfântul Petru așa, da, domne, cine e? Că, bă, cine e? Sunt eu, Gigi Becali. Du-te la șeful și zic că am venit. Care, te uită ăsta pe listă, ia lista, stați așa. Nu sunteți programat. Bă, du-te bă și zi lui șeful că am venit aici. În fine, să zice Sfântul Petru, cine știe cine o fi. Ajunge la Dumnezeu, Măria ta sau cum se adresează ei pe acolo, prea sfinția, prea așa, a venit unul care a zis că vă cunoaște și că vrea audiență și că vrea direct la dumneavoastră. Și Dumnezeu zice, cine a venit? Unul cheamă Gigi Becali, la care Dumnezeu, cum Gigi Becali? Păi eu sunt Gigi Becali. Cam așa e, da. Exact banc de leu, da? Cum ai gândit mine, Gigi? Eu sunt Gigi Becali. Aia mai era bancul ăla cu papa și cu șoferul, nu știu dacă îl știi. Nu știu cu papa și cu șoferul. Era unul, la un moment dat, trecea, ajunge papa într-un oraș și îl întâmpină un șofer acolo și roagă pe șofer, bă, lasă-mă și pe mine să conduc. Știi, era în Germania, pe autoban, fără viteză, să conduc și eu să... Bine, urcă papa la volan, șoferul se pune și el în spate acolo și mergea, conducea papa, știi? Și la un moment dat îl observă unul și înțepenește, știi? Și celălalt care era acolo zice, ce ai mă, ce ai pățit? Bă, cred că l-am văzut pe Dumnezeu. Păi l-am văzut pe papa conducând și cineva era în spate. Da? Că l-am văzut pe Dumnezeu, dacă papa conducea... Era din spate, era Dumnezeu clar, da? Automat, înțelegi? Am lămurit. Asta ca da, să mă închem cu un banc așa, știi, cu care caracteristica vibratorului leu? Nu. Are funcție de autosatisfacere. Nu contează persoana, el are funcție de autosatisfacere. Deci, doamnelor, mergeți la Sexy Shop și comandați un vibrator cu autosatisfacere. Nu ales dacă aveți marcaje pe leu. Și a păpușă gonflabilă și întreabă când e născut. A, scorpion, nu vreau. Scorpion, nu vreau. Acum ar fi trebuit cu leu. Cu când e născută? Pe 12 august. A, leu, nu vreau. Vreau prea multă atenție. Da, bătanule. Bă, mă bucur că te-am văzut. Mă bucur că ne-am văzut. Mă bucur că de-abia aștept să mă bucur să te văd din nou ca să mă bucur că te exact, văd. Exact, să ne tot bucurăm. Așa. Da. Și ne vedem la Anima Fest, da? Da, da, ne vedem la pe 16-18 septembrie acolo. Punem și un link acolo în descriere. Punem și un link. Da, e un festival de astrologie în care ne manifestăm. Chiar duminică avem un stand-up. Avem. Da? O să fie mai mult down, dar vedem noi ce facem. Lasă, da? Nu contează. Facem și astrologie. Important e să avem scena, da? Da, da, scena o avem. Deci dacă vreți să ne vedeți așa la un stand-up și așa la o bășcăreală, duminică avem, nu așa? Sâmbătă, vineri ne manifestăm și oficial, așa? Eu vorbesc despre cercul zodiacal. Da. Și eu duminică vorbesc de mijlocul cerului. Exact. Și pe urmă ne facem niște unul de altul. De ce am făcut? Ne facem niște unul. Da? Bine, dare. Bine, te-am pupat. Du-te și puneți bigudiurile că mă duc și să-mi aranjez aici. Să văd care e treaba. Bine, te-am pupat. Pa. Hai, ceau. Pa la toată lumea. Acum dau end, nu? Hai să dau stop.